Programul lansat astăzi la Mediaset vine o serie de evenimente organizate în biblioteci publice cu seminarii organizate în mediul online. Practic, elevii de liceu au șansa să afle informații actuale despre piața muncii, dar și despre abilitățile și cunoștințele de care au nevoie. Recunosc că pentru mine sunt destul de la început în proiectele acestea de voluntariat, dar mi se pare o foarte mare oportunitate. E și un pic emoțional pentru mine, pentru că eu sunt din Târnăveni și de asta am ales să vin aici la Mediaset, pentru că pot să mă conectez mai bine la copiii de aici. Sunt oarecum tot într-un oraș mic, am pornit, m-am dus la facultate, am rămas acolo, mi-am construit o carieră și acum cred că e timpul în care să vin, să încerc să dau ceva înapoi, să împărtășesc din experiența mea și unde pot să ajut. Și face parte dintr-un proiect mai mare al companiei noastre, Microsoft, care și-a făcut o istorie de implicare în diverse proiecte de sprijinire a comunităților locale, de dezvoltare a tinerilor, și sunt foarte entuziasmată pentru că targetul nostru este să avem 100 de voluntari Microsoft implicați în proiectele acestea de mentorat direct cu elevii de licee. La evenimentul de la Biblioteca Municipală Ștefan Ludvișirot a fost prezent și viceprimarul George Petrescu. Acesta a explicat că astfel de programe sunt foarte importante pentru tineri. În ziua de astăzi, când în spațiu mediatic și în spațiu netului sunt diferite idei, diferite dezbateri, cred că astăzi este necesar ca tinerii noștri să aibă o discuție sau o idee despre ceea ce se poate întâmpla în aceste spații. Cred că acest seminar care are loc la Mediaș creează noi posibilități și le dă multe răspunsuri tinerilor care participă la acest eveniment. Programul Opening Opportunities este unul de orientare educațională și de carieră organizat cu sprijinul Microsoft România.